Vă mulțumesc pentru prezență și pentru interesul care îl acordați. Astăzi vreau să discutăm, adică să dau o declarație de presă referitor la afirmațiile domnului președinte PSD și președintele Consiliului Județean, Adrian Suțuianu. Referitor la acuzațiile lui Adrian Suțuianu cu privire la cumpărarea primarilor și consilierilor locali, de către unii lideri ai UNPR cu sume între 15.000 și 20.000 de euro sau autoturisme, vreau să fac câteva precizări. Sunt acuzații foarte grave pe care Adrian Suțuianu le aruncă conștient în spațiu public, fără să dețină nici cea mai mică dovadă. Afirmațiile președintelui PSD, Dâmbovița, sunt total neadevărate. Și îl somăm public să renunțe la aceste dezinformări cu care ne-a obișnuit încă de la intrarea sa în politică. Tindem să credem că Suțuianu a pierdut noțiunea banului. Folosind sume de astea, 15.000, 20.000 de euro, înseamnă că nu mai știe ce înseamnă valoarea banului. Și s-a obișnuit probabil numai cu astfel de sume enorme, de care dâmbovițenii de rând nici nu visează. În plus, domnul Suțuianu, din câte știu eu, parcă era avocat. A trebuit să știe că omisiunea denunțării unor fapte penale este pedepsită de codul penal. Personal, eu înțeleg frustrările și disperarea liderului PSD, Adrian Suțuianu, și totodată înțeleg și partea ascunsă a acestor așa zise dezvăluiri mascate în declarații politice. UNPR nu încalcă nicio lege, iar eforturile disperate ale lui Suțuianu de a ne implica în aceste scandaluri sunt inutile. Îi atrag atenția președintelui PSD Suțuianu că poate, dacă pe alții i-a intimidat cu astfel de metode, în cazul meu nu va reuși. Mai ales că eu știu de la mai mulți lideri ai PSD că organizația județeană Dâmbovița este în cădere liberă, în opțiunea de vot ale dâmbovițenilor. Și aș vrea să-i mai spun domnului Suțuianu că voturile dâmbovițenilor nu sunt la purtător și nu se cară cu taxiul. Adrian Suțuianu încearcă diversiuni care să atragă atenția dâmbovițenilor de la dezastrul administrației județului de care el și echipa lui l-au făcut. Mai bine și-ar folosi aparițiile publice ca să le explice oamenilor câte locuri de muncă a creat, câți investitori au venit în județ ca să ajute dezvoltarea acestuia. Ce proiecte a gândit și demarat Adrian Suțuianu, care deocamdată trăiește administrativ, vorbind din proiectele lăsate moștenire de la Florin Popescu? În continuare, aș vrea să fac câteva lămuriri cu privire la neregulile semnalate anterior în activitatea conducerii SCLDP Dâmbovița. Zilele trecute am ascultat cu vădită emoție cum directorul Alin Manole, șeful drumurilor județene, are probleme cu soția, cu somnul, din cauza serviciului, la care se gândește să renunțe. Din câte știu eu, numai oamenii care au ceva pe suflet nu pot să doarmă liniștiți. Deși nu știu exact care e cauza neliniștii directorului, fost elev premiant, după cum se declară, una dintre ele ar putea să fie achizițiile dubioase de utilaje second-hand care stau prin garajele societății. Am înțeles că Manole v-a spus dumneavoastră presei că este un erou, cu ghilimelele de rigoare, pentru că a reușit să cumpere utilaje la mâna a doua foarte ieftin, în opinia sa. Dacă aveți curiozitatea să căutați pe site-urile de profil din Anglia, țara din care a cumpărat SCLDP-ul, veți observa că utilajele de același fel, dar mai noi și mai performante, sunt mai ieftine decât cea luată de societatea de drumuri. Lucru care nu ne miră, având în vedere că în conformitate cu legea achizițiilor, cumpărarea trebuie să fie făcută de specialiști din cadrul biroului achiziții și biroului mecanizare. În schimb, niciunul dintre aceștia nu a ajuns la fața locului să vadă utilajele și starea acestora. Pentru că în deplasarea din Anglia, care a avut loc în perioada 7-15 decembrie, s-au dus Alin Manole și Șerban Marian, fost șef de școală și actual șef șantier Dragomirești din cadrul SCLDP, cărora li s-au alăturat cei doi șoferi pentru a lua utilajul. Faceți dumneavoastră o socotelă a cheltuielor, bilete de avion pentru Manole și prietenul său, cazare diurnă, închiriere autoturism pentru sejurul respectiv, carburant, taxe, auto pentru șofer și așa mai departe.
Îl anunț pe domnul Manole că abuzul în serviciu este infracțiune conform articolului 297 din Codul Penal cu trimitere la art. 13 indice 2 din legea 78/2000, care incriminează faptele de corupție. Poate vi se pare un lucru, nu vi se pare mare lucru că băieții ăștia s-au plimbat 8 zile pe banii SCLDP. Dar a trebuit să știți că acest lucru este o practică. Eu nu vă trimit să investigați ca alții, ci vă pun la dispoziție dovezi că directorul Alin Manole se plimbă abuziv pe banii societății de drumuri în scopuri personale cu autoturismul DB09PUG, falsificând foile de parcurs. De exemplu, în 15 februarie 2014, în zi de sâmbătă, Alin Manole probabil asfalta în județul Brașov. Avea lucrări de asfaltare, nu știu. Deși în foaia de parcurs autoturismului DB09PUG, semnate de Alin Manole, apar că a efectuat deplasări în interiorul județului Dâmbovița. Autoturismul era sancționat în ziua respectivă, orele 15 și o să vă pun la dispoziție, în județul Brașov, pe raza localității Timișu de Jos, că n-avea rovinetă. Un alt exemplu ar fi 21 august 2014, într-o zi de joi, în aceea zi șoferul DB09 Pug, alias Alin Manole, efectua deplasări pe traseul Târgoviște-Comișan-Găiești-Pozloș-Târgoviște, conform foii de parcurs, cu toate că acesta, la orele 19, mașina alimenta într-o stație de lângă București, localitate care nu apare în foaia de parcurs. Nu înțeleg nici de ce mașina este alimentată în special în weekenduri, pentru că vineri la orele 16, mașina e în garaj alimentată. Da, regulat. Sâmbăta, duminică, în weekenduri, este alimentată cu 60-70 de litri de carburant din cardul societății, din sursele noastre și fără foaie de parcurs. Acum sper să înțelege și dumneavoastră că neliniște nocturne ale lui Manole sunt justificate. Iar de achiziția mașinii are sens să mai discutăm, să vă pun la dispoziție factura de achiziție din Anglia, pentru că și-a recunoscut. A recunoscut că a fost acolo. A recunoscut că a achiziționat. Dar n-a recunoscut că el s-a deplasat. Acolo în facturică, să-i o cereți, scrie Alin Manole. Cel care a cumpărat. Dar putea să facem și o hârtie după... O să vă facem și o copie după factură, unde apare cine a achiziționat mașina. Și uitați-vă pe același site, da, pe același site, o mașină din anul 2000, aceeași marcă, da, costă undeva la 4.000 de lire. Iar mașina, deși au spus că mașina e performantă, în fișa tehnică a mașinii spune că nu poate să împrăștie decât sare. Atât, sare. Dacă verificați pe data de 18 ianuarie, mașina a fost supusă unui accident de circulație, motivarea a fost că șoferul nu s-a obișnuit cu volanul pe dreapta, asta nu ar fi o problemă, că s-a asigurat. Acolo mai sunt niște sărărițe care sunt cumpărate și alea cu 1.000 de euro, între care numai una e omologată, restul stă în parc. Întrebări. Poftim? E prematur să discutăm de alianțe. Deocamdată avem o ședință a Consiliului Național astăzi și mâine, în care se va hotărâ ce vom face în alegerile locale. E posibil. E posibil să avem această libertate să facem alianțe cu cine nu e mai bine nouă. Da. Bănuiesc că până în 15 februarie lucrurile se vor clarifica și putem face în alianțe cu oricine, chiar și cu PNL-ul, domnul Marius. Până în 15 februarie. Și o lansare. Și o lansare a candidatului. Poftim? Nu înțeleg. Cine este candidat? Pe 15 o să-l aflați. Uite, se spune la noi, e pe 16, nu e pe 15.
Da, lăsăm pe alții să, să-și lanseze candidații. Poftim? O să stabilim luni într-o ședință al Biroului Permanent Județean. Este opțiunea dumneavoastră. Să parcurgă toți pașii legali, dacă consideră că este neîndreptățit. Să adreseze justiției sau să adreseze forurilor tutelare, are curtea de arbitraj. Astăzi se va pune în discuție și această problemă la Biroul Permanent Național. Câți primari ați văzut la PNL? Domnul Marius, cred că trebuie să vă repești dumneavoastră. Noi nu avem primarii la purtător. Păi nu avem, n-am luat nimic. Dacă vin dânsii, cu cea mai mare plăcere îi primim. O sumă de, nu știu. Să-i calculăm, după ședința biroului de primarul județean, să-i calculăm. Cei care cred în noi, domnul Mărș, stau rău cu matematica. Cu toate că am fost olimpic. Alegerea domnului Gelu la camera? Realegerea. Problemele astea au fost discutate în mediul nostru de afaceri. Era nevoie de o schimbare, dar nu o schimbare bruscă. Camera de comerț e camera de comerț. Și sunt multe lucruri care trebuie știute. Și atunci ne-am considerat că pe o perioadă, termen scurt, pe care și-l stabilesc dânsi acolo în comitetul director, să vină vicepreședinți, să preia din mers Camera de Comerț. Domnul Rusescu are experiență. Părerea mea că poate. Că domnul Rusescu poate. Deci poate să formeze, nu să formeze, să pună umărul un pic la întinerirea Camerei de Comerț. Dar nu așa de brusc. Nu trebuie luat domnul Rusescu, care o vârstă și experiența dânsului contează. Nu sunt 6.000. La camera de După câte știu eu, la camera de comerț sunt undeva la 460 de firme, până în 500. În fine, 500, dar sunt foarte multe AF-uri. Sunt peste 200 și ceva de AF-uri. Pe mine un lucru îmbucurător este că la camera de comerț s-a schimbat ceva în comitetul director, deci a venit ceva nou în comitetul director. Un lucru bun din punctul meu de vedere, că au venit doi vicepreședinți tineri care vor să revigoreze, vor să dinamizeze activitatea și să conteze mediul de afaceri și să sperăm că și eu sunt om de afaceri, mă implic în activitățile Camerei de Comerț, dar nu trebuie nu știu cum să spun, lea regerea domnului Rusescu ca ceva, vezi, doamne moște. Nu. De domnul Rusescu încă mai e nevoie la Camera de Comerț. Măcar un an. Din câte știu, este Pușcariu și Alin Manole la voi. Alin Maican. Alin Manole, prietenul vostru. Domnul, e obosit și se gândește să-și dea demisia. Eu unul mi-aș dori două tururi, dar nu sunt cel care hotărăște lucrul ăsta. Mi-aș dori două tururi, mi-aș dori la Consiliul Județean să aleg să fie o alegere nominală, adică o luptă nu să fie aleși de consilieri, dar asta nu înseamnă că pot schimba eu ceva. Da, noi punem în discuție acest lucru astăzi, mâine. Apropo de candidatura MPR-ului separat de PSD de dimineață, a fost o știre că reprezentanții unor din Parlament și două camere au cerut și darea de PSD.
Astea sunt pe surse. O să vă dăm, o să vă dăm ce s-a hotărât într-o conferință de presă imediat după... Dar noi am spus-o, noi am spus la nivel de organizație de mulți, noi am spus-o deci de mult în birou permanent, în Consiliul Național, că noi ne dorim să mergem singuri în Dâmbovița, indiferent ce aleg cei de la centru, ce alianțe se vor face. Deci eu de când, ori de câte ori m-ați întrebat de la preluarea partidului, la o lună, la două, i-am spus noi mergem singuri în alegeri. Mulți dintre noastre ați fost suspicioși sau neîncrezători. Iar părerea mea că și PSD-ul, și noi, UNEPR-ul, da, vom avea libertate să facem alianțe la nivel local cu cine ne mai bine. Așa cred eu, nu știu, să vedem mâine ce se hotărăște. A fost neapărat în atenție, în atenție. Păi mie m-a interesat. Da, pe mine, pe mine personal m-a interesat să fiu un management performant, da, și să calitatea serviciilor să fie foarte bună, ireproșabilă. La banii care s-au investit în această companie și la fondurile pe post mediu și toate milioanele de lor care s-au investit. Poate dânsul are dovezile și poate contestările astea sunt justificate. Întrebați-l pe dânsul, nu știu. Adică nu intru în amănunte că nu știu subiectul. Poate are dreptate, poate nu are dreptate. Dar din punctul meu de vedere, da, este responsabil. Chiar dacă e de o perioadă scurtă la compania de apă și a asumat această funcție, este direct responsabil de ce s-a întâmplat la Fieni, Pucioasa și așa mai departe. Și a asumat. Că între ei sunt certurile, între DSP, regia de apă, compania de apă, DSP, contraziceri în direct și cu secretarul de stat și cu Agenția de Mediu Națională. Poate are justificările dânsului. Întrebați-l, vi le pun la dispoziție. Eu nu pot să comentez ceea ce vorbește domnul Oprea. Și nici nu îi contez lui calitățile profesionale. Poate alții să le conteste. Eu nu sunt în măsură. Ci e de specialitate. Păi ar fi, în mod normal, ar trebui să avem un viceprimar, dar acum să vedem ce spun consilierii. Că noi îl alegem. Majoritatea simplă alege. Că, pe surse și am aflat că vor să boicoteze consilierul care noi o să-l desemnăm. Poftim? Validarea lui, da. Astea sunt surse, pe surse, ceea ce eu nu cred. Că nu se va respecta legea, ca în prima ședință ordinară să nu ne valideze consilierul. E problema dânșilor. Poftim? V-am spus, se va hotărâ în ședința biroului pe mai județean de luni. Deci nu scoatem din buzunar, se hotărâ, noi sunt luni la masă. Da, după listă. Trebuie să analizăm în biroul pe an, care mai sunt... Cine mai sunt membri, cine nu sunt membri și așa mai departe. Pentru că de la bozierul în jos, trebuie analizați acești... Poftim? Eu știu, dar trebuie să-l propun și să-l fie aprobat și de birou permanent. Emoții pentru ce să am emoții, domnul Marius? De birou permanent? Da, poate au altă propunere. Poate nu s-a implicat în activitatea de partid, poate n-a venit să facă fuziunea. Propunerea mea? O să o aflați luni în direct. Aveți toate vechi în meseria asta, dar eu am școala aia care n-ai cum să mi-o iei niciodată. Chiar dacă nu sunt doctor jurist sau nu sunt cu doctorate în științe juridice, unii le-au făcut pe picior, alții le-au făcut la Indigo. Eu am rămas un simplu inginer, ce se vă. Exact cum am făcut trimitere, să ducă la liceul sportiv să vadă că am fost olimpic, să meargă și în agronomie să vadă că am terminat și eu cu o medie onorabilă. Dar în rest m-am apucat de muncă din 90. N-am stat să fac masterate și doctorate. Doctoratul mi l-am dat muncind. Și se vede. Și
în 84.